Bună ziua, dragi prieteni! Permiteți-mi să vă prezint programul nostru de după amiază. Vom chema femelele acum înăuntru și o să vă arătăm ce le facem. Hai, fetele! Hai! Disciplina este foarte importantă. După o oră de zbor, unele dintre ele încă Hai, bravo! Haide! După cum ați văzut, foarte repede vin toate înăuntru. Hai! Așa, mă, bravo! Programul zilnic presupune că femelele intră în zona boxelor, bineînțeles, aici nu sunt masculi. Hei, ce faceți? Hai! Bravo! Hai! După care sunt chemate și hrănite pe aici, în zona volierei, unde vor și rămâne. Dieta de azi este formată din, sau mâncarea de azi este formată din chip 2, dietă jumate, și chip sport, cealaltă jumătate. Totodată în apă vor primi Sanocest, un produs excepțional din punctul meu de vedere, care dezinfectează apa. Ce scuze, trebuie să și țin camera, telefonul. Hai, fetele. Haide. Femelele au zburat o oră azi dimineață, o oră acum, le țin cu steagul. De dimineață au primit aproximativ 15 grame de mâncare, iar acum vor primi atât de mult cât pot să mănânce. După cum vedeți, am o hrănitoare mică, la care nu încap toate cele 25 de femele. Scopul este ca prin orice mijloace să facem femelele să se urască între ele, să fie geloase una pe cealaltă. Și din punctul meu de vedere, și hrănitoarea ajută la acest aspect. Mâncarea o dau nu toată odată, ce treptat, câte o măsură de aceasta. Scopul este ca porumbeii să mănânce tot, să nu aleagă, cel puțin nu azi. Eu folosesc o mâncare sport, care conține și mazăre. Mulți nu o recomandă, însă mie îmi place foarte mult dacă porumbeii sunt bine pregătiți pentru îmbarcarea de vineri. Joia seara trebuie să lase boabele mari, mazărea și porumbul, deja să nu le mai mănânce, iar vinerea dimineața să mănânce doar semințe mici sau să caute semințe mici. Din punctul meu de vedere, aceasta este o pregătire bună. Nici azi dimineață și nici azi nu am pus nimic pe boabe. Mâine seară vom pune healthy oil cu fly power, o masă și nici asta toată, aproximativ 3 măsuri, și restul vom da la liber. Totodată de la dimineață vom introduce și energy-ul, mâncarea va fi doar chip 3 concurs și puțin energy, seara la fel. Vom da mâine și câteva alune, urmând ca vineri în ziua îmbarcării să dăm
Așa cum știți deja din videourile mele, o treime super dietul de la Keep, o treime energy și o treime orez nedecorticat, tot așa, cu măsuri mici, ca porumbeii să poată să mănânce tot. În apă sanocez dezinfectează apa și nu doar apa, dezinfectează zona gurii și zona gușii, omoară toate bacteriile și omoară și fungii și candida, foarte, foarte important. Nu folosesc antifungicide, chestii pentru ciuperci, pentru fungii folosesc sanocestul și eu cel puțin sunt mulțumit. Condiția femelilor începe să urce și sperăm că în etapele care vin să vedem asta și în clasament mai bine. Ultima etapă n-a fost neapărat cea mai reușită, trecerea la văduvie și sistemul de joc și-au arătat și minusurile, ca să zic așa. Azi este a doua zi în care lăsăm femelele afară la program normal, dimineața și seara. Mâine, din păcate, se vede o zi foarte ploioasă, s-ar putea să nu iasă deloc, dar nu contează. Porumbeii sunt relativ pregătiți, ca să zic așa. Și hai, fetele, hai! Hai că vine și apa imediat. Îmi place mult ca porumbeii să se bată pentru locul lor la hrănitoare. Au nevoie să facă asta și în mașina de transport, să ajungă la mâncare. Acesta este modul nostru de pregătire la mijlocul săptămânii, după ce am făcut recuperarea, am făcut detoxifierea. După cum vedeți, deja după detox apare și puful și lucrurile merg spre bine. Sperăm la o etapă bună. Următoarea etapă avem la 370 de km. Mult succes tuturor și sper ca toate aceste filmulețe să vă prindă bine și să vă ajute în hobby-ul vostru.